lumea nu poate fi salvată de poezie. Să nu ne facem de rușine în sat. Iar mai departe, să nu mergi niciodată. Durerea e o limbă străină. Un bărbat fără tată. Părțile intime sunt blurate. Și viața se așează. Europe in the middle of us and rain. Bună seara și bine v-am găsit la discuția cu care se încheie proiectul Paul Celan 100, Language Mesh, proiect conceput de Andra Rotaru și realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Bruxelles. Alături de mine și de Andra, în spațiul virtual ICR Bruxelles, se află poetele Silvia Grădinaru, Cătălina Matei, Nicoleta Nap, Anca Roncea și Cristina Stancu și poeții Artiom Oleacu, Cosmin Perța și Răzvan Țupa, pentru un dialog pe care îl vom purta în următoarele 60 de minute despre Paul Celan și poezia contemporană. Înainte de a începe acest dialog, aș vrea să mă opresc foarte pe scurt la doar trei momente cheie din traiectoria lui Celan, pentru că mi se pare esențiale în contextul proiectului de față, proiect care pune accentul pe întrețeserea de limbi, limbaje și medii artistice, inițiind un dialog între poezia contemporană din spațiul românesc și poezia lui Celan. Primul dintre aceste momente este copilăria și adolescența pe care Celan le-a petrecut în Bucovina. E bine cunoscut faptul că s-a născut în 1920 în Cernăuți, la scurt timp după ce Bucovina, provincia Imperiului Austro-Ungar, intrase în componența României Mari. S-a născut într-o familie de evrei, mama sa făcea parte din clasa a mijlocie a burgheziei germanofone, mai degrabă moderne, în timp ce tatăl provenea dintr-o familie de evrei practicanți. În această constelație, Celan învață germana de la mama sa, germana fiind limba, pentru el limba maternă în sensul originar al termenului, iar de la tatăl său învață idiș și ebraica. Tragedia și trauma fondatoare a omului și poetului Celan este moartea familiei sale în câmpurile de concentrare din Transnistria, el însuși reușind ca prin miracol să supraviețuiască unui câmp de muncă forțată. Este vorba aici nu doar de tragedia întregii lumi occidentale care alunecase în barbaria războiului și a Holocaustului, ci și pentru tânărul Celan de dispariția lumii și a culturii în care se formase, cultura și literatura evreilor germanofoni din Bucovina. În acest moment și în acest context se formează relația paradoxală, profund dureroasă a lui Celan cu poezia. Limba germană, pentru care el va opta și în care își va scrie cea mai mare parte a poemelor, este în același timp limba mamei și limba călăilor ei, die Sprache der Mörder, cum spunea chiar el. E interesant de văzut cum opțiunea lui Celan pentru limba germană nu a fost una directă, nemijlocită, ci că a ajuns la această opțiune mai degrabă pe ocolișuri, auf Umweg, ca să folosesc din nou expresia lui, printr-un parcurs migrator complicat și el și prin o a reprezentat, fără îndoială, scurta creație poetică în limba română. Se știe că în primăvara lui 1945 Celan pleacă la București și nu scrie în limba germană, ci pentru început în limba română, stabilindu-se la București pentru o scurtă perioadă între 1945 și 1947. Aici se apropie, pe de o parte, de cercurile de avangardă, în special de suprarealiștii lui Gerasim Luca, dar și de scena literară germanofonă, care era foarte bine reprezentată la ora aceea. Îi cunoaște acolo pe Petre Solomon, Maria Banuș, pe Alfred Margul Sperber și i-am menționat doar pe trei dintre cei de care a fost legat prin prietenii durabile.
Însă, pe măsură ce regimul comunist se instaurează la București, Celan încearcă să se salveze prin emigrație și, într-adevăr, pleacă la Paris, unde ajunge în 1948, după o scurtă ședere la Viena. În afară de aceste două aspecte ale copilăriei și educației lui într-un mediu poliglot multicultural din Bucovina și la problema opțiunii pentru limba germană și relația lui cu limba germană ca limbă maternă, ca și cu limba română și cu alte limbi, o să mă amintesc un ultim aspect, și anume că Paul Celan a fost un poet traducător. Printre poeții pe care i-a tradus, începând chiar din 1950, se numără André Breton, Benjamin Perret, Aimé Césaire, Guillaume Apollinaire. Însă, în poezia lui Celan, în creația lui, se poate vorbi de traducere și într-un sens mai larg. Spațiul poeziei lui este un spațiu al întâlnirii, al dialogului, uneori al confruntării, chiar între diferite voci, discursuri, limbaje, un spațiu al traducerii infinite, căci un procedeu constant al poeziei lui este chiar întrețeserea, înserarea de citate, traduse sau nu, din foarte mulți poeți francezi, ruși, dar și din textele Vechiului Testament, cuvinte în Yiddish, cuvinte inventate și multe altele. Această citare și acest dialog au continuat și într-un alt sens. Nenumărați au fost poeții și artiștii care s-au raportat în creația lor la poezia lui Celan, prin aluzii, citate și de multe ori chiar prin tăcere. E bine cunoscut dialogul poetic în care s-au angajat cu poezia Celan, cu poezia celaniană, de pildă Ingeborg Bachmann, dar și Gerasim Luca, pe care l-am amintit și mai devreme, sau cunoscutul artist plastic german Anselm Kiefer. În această tradiție a unui dialog, a unei interogări continuă a poeziei lui Celan de către generații succesive de poeți și artiști din diferite spații culturale, aș vrea să plasez și proiectul de față și dialogul din seara aceasta, pe care am să deschid chiar acum, cu o întrebare, care este mai mult o privire în laboratorul vostru de creație. Cum ați lucrat voi cu poezia lui Celan? Cum ați ajuns la aceste produse finale, la videopoemele pe care le-am văzut în ultimele zile în spațiul virtual ICE Bruxelles? Deci ce aspecte din poezia lui Celan v-au trezit atenția, interesul? Altfel spus, cum vorbește această poezie unei poete sau unui poet din anul 2020? Îmi imaginez că ați lucrat într-un fel de du-te-vino între lectură și scritură. Cum a fost acest proces de dislocare și construcție? Poate vreți să faceți și un mic excurs povestind pentru ascultătorii noștri cum ați descoperit voi personal poezia lui Celan. Cătălina, vrei să începi tu? Pot să încep. Bună seara. Prima oară când m-am întâlnit cu poezia lui Celan a fost timpul facultății. Când am primit la cursul de hermeneutică un text de al lui, Întreit împătrit. Și m-a intrigat foarte mult că mai mult nu-mi spunea decât îmi spunea. Și nu puteam să înțeleg cum era această tăcere încorporată, cum era această muțenie și nu era nimic gratuit în același timp. Era așa o relație deschisă, poezia lui avea o semiprindere, în sensul că oferea libertate. Autorul avea această libertate a imaterialității și noi aveam, cum ar veni, drumul liber al interpretării. Dar trebuia să fugim de supra-interpretare sau de sub-interpretare. Și atunci m-am apucat să citesc Adorno și prin chestia asta cu nefiindu ca și cum ar fi și fiindu ca și cum n-ar fi, am început să înțeleg. Și apoi când am venit acest proiect, iar a fost o provocare. Știam că Celan este o provocare. Cum am lucrat eu am lucrat mai mult în cheie structuralistă. Inițial am vrut să creez un text pe baza unor versuri de ale lui și mi-am dat seama că aș face cumva o blasfemie, mutând contextul și
Și am lăsat textele să vorbească între ele. Am citit mai multe poezii și am lăsat stările din anumite poezii să intre cu stările din poeziile mele. Deci mai mult textul a fost la... poezia s-a creat la nivelul textelor, nu între ceilalți actanți, adică între mine și celălalt. Textele s-au lucrat între ele sau între țesuri. Mulțumesc, Cătălina. Aș vrea să invit și pe Andra să povestească, de fapt, cum a luat naștere acest proiect și cum s-a lucrat și cu artiștii vizuali. Salutare! Eu m-am simțit pe tot parcursul acestui proiect un fel de omuleț cu superputeri care, dacă își punea o capă pe spate, devenea invizibil și aveam acces la tot ce se petrecea în laboratorul fiecăruia, în laboratorul videoeditorului, în laboratorul poeților, laboratorul Simonei Vilău. După cum știm, Paul Celan a publicat în 1959 un volum Sprachgitter, care ulterior a fost tradus în engleză Language Mesh. În română a fost Zăbrelele cuvintelor. Și de aici, de la Language Mesh-ul acesta, m-am gândit că putem dialoga cu mai multe arte, pentru că și poetica lui Celan stă sub semnul acestui dialog. Dialog între perioada istorică în care a trăit, perioada în care traducea foarte mult și era influențat la rândul lui de diversi poeți, folosea la rândul lui citate, semne grafice și acest melanj de domenii diferite care îl interesau pe Celan, mi s-a părut că ar putea să fie foarte interesant pentru poezia care se scrie în momentul de față și pentru diversele domenii care îi preocupă la rândul lor pe poeții care sunt în acest proiect. Majoritatea sunt fie actori, fie performeri, fie au făcut conservatorul, au foarte multe aptitudini din foarte multe domenii. Și e clar că și ei, în momentul în care scriu, nu fac doar asta. Îi influențează trecutul lor, domeniile în care au mai lucrat sau care interesează și e un dialog continuu și pentru ei cu textele lor și cu alte texte sau alte domenii. Și apoi a luat formă, primeam textele poeților care inserau sau refoloseau sau recombinau sau găseau alte modalități prin a crea texte noi, poeme noi, forme noi de artă. Inclusiv Simona Vilău, mi-a plăcut foarte mult ce a postat artista vizuală care a contribuit la rândul ei. A postat pe Facebook la un moment dat, când sunt pusă față în față cu poezia, mă intimidez. Mi se pare că puterea cuvintelor e cel puțin la fel de zguduitoare ca puterea unei imagini bune. Și am ales cuvinte zguduitoare ca să pot crea niște imagini relevante. Dacă ați văzut videoclipurile și teaserul, ați observat. Desenele, ilustrațiile ei sunt cu niște versuri din poemele create de acești poeți. Oricum, mi-a depășit așteptările, a ieșit foarte, foarte bine și cumva fiecare dintre poeți a fost complet diferit și le-aș da cuvântul lor în continuare, că ei sunt principalii actanți aici. Nicoleta? Da. Ok, voi continua eu și aș începe prin a spune că textul pe care am lucrat, era deja conturat în momentul în care Andra Rotaru mi-a propus să particip la proiect. Mă obseda deja de ceva timp istoria plăcuțelor Pioneer, pe care mi le închipui și acum, traversând spațiul interstelar. Inițial am avut unele îndoieli, m-am gândit că poate nu e textul potrivit pentru a construi un colaj cu versurile lui Paul Celan, însă recitind poezia lui, intrând în acea atmosferă care gradual se întunecă și începe să fie tot mai apăsătoare, mi-am zis că niciodată nu voi avea poemul potrivit, acela care să se împine perfect cu versurile lui. Și ce a ieșit se poate vedea. Textul meu se dorește a fi o critică la adresa speciei umane, are un ton sarcastic, chiar și deturnând versurile lui Celan, inserându-le aici, nu le-a scăzut profunzimea unei suferințe pe care noi, cele și cei din anul 2020, nu avem cum să o înțelegem pe deplin.
M-a timurat destul de mult să lucrez cu poezia lui și îmi revenea periodic în minte începutul poemului Ecluza. Peste tot acest al tău doliu, nici un cer secund. Versuri pe care nu le-am inserat până la urmă. Noi vorbim și scriem cu cuvintele unui sistem care ne oprimă în fel și chip, însă nu în limba celor care ne-au ucis familia în fabricile morții. Ok. Mulțumim. Cine simte nevoia să continue? Voi continua eu. Aș vrea și eu să spun că și pentru mine, așa cum ați spus și voi, Celan e poetul care a scris totuși în limba ucigașilor familiei lui și în același timp a vorbit în numele morților. Le-a oferit o voce chiar în limba ucigașilor lor. Lucrul ăsta mi se pare foarte puternic și am vrut să respect asta în colajul meu. Procesul meu a fost mai mult unul de potrivire, pentru că aveam deja texte scrise dintr-o perioadă în care m-am tot documentat aproape obsesiv despre tot felul de monstruozități pe care oamenii le-au făcut și încă și le fac în moduri tot mai diverse altor oameni. Mi se pare foarte importantă conștientizarea limitei monstruosului la care fiecare putem ajunge în anumite condiții foarte specifice. Și sper că am reușit să evidențiez asta și în colaj. În plus e și ideea aceea lui Celan că durerea, sau asta am înțeles eu din poezia lui, că durerea la un anumit apogeu al său poate înălțate, poate ajuta să înțelegi mai multe despre ce înseamnă să fii uman. Și cam asta înseamnă poezia lui Celan pentru mine și, cum să zic, modul în care a existat Celan pe această lume. Cam atât. Mulțumesc, Cristina. Cobor în sensul imaginilor pe care le am aici pe ecran, în virtualitatea noastră. Cosmin, ai putea tu continua? Sigur. Salutare din nou. Ok, hai să o luăm așa în ordinea întrebărilor. Cum l-am întâlnit, cunoscut, descoperit pe Celan? Eram în liceu, în primii ani de liceu, clasa 9-a, 10-a. Și am descoperit textele într-o antologie de poezie universală modernă tradusă de Ștefan Augustin Doinaș și am fost pur și simplu fascinat de forța acestui poet și am început să-l caut cumva furibund la început prin toate bibliotecile, nu am găsit nimic, internetul, suntem în 96-97 pe acolo, internetul de-abia își dăduse drumul și în orașul în care eram eu nu exista încă un internet cafe, așa că a fost destul de dificil, însă la un an după aceea, când aproape renunțasem la ideea că o să găsesc texte de Celan pe undeva, am ajuns în Franța cu un ansamblu folcloric al căruia eram traducătorul, translatorul acelui ansamblu și am stat la o familie de francezi. Și m-am prietenit cu copiilor și am rugat să mă ducă la o librărie și acolo am reușit să găsesc Celan în franceză și mi-am cumpărat toată poezia. Mi-am gândit că era foarte amuzant că vorbeam cu librăreasa și ea nu înțelegea Celan, deși eu îl văzusem în librărie, nu știa care Celan și mă întreba, sigur, dar nu vreți Celin? Nu, Celan. Sigur nu Celin, nu, Celan. În fine, am reușit să iau Celan. Așa l-am descoperit pe Celan și a fost unul dintre poeții care m-a marcat cel mai puternic în retorica poeziei mele ulterioare. Și m-a marcat foarte mult și biografia sa. Textul pe care l-am scris pornește tocmai de la obsesiile lui, traumă, război, memorie și limbaj, care poate sau nu să salveze lumea. Și am pornit de la cel mai cunoscut poem al lui, Fuga morții, tocmai pentru că acela este un poem compozit. Cum bine zicea și Iulia la început, Celan era un mare fan al intertextualității. Iar Fuga morții este un poem în care el folosește imagini, fragmente, motive ale unei foarte bune prietene de-a sale, poete Rosa Auslander, pe care a cunoscut-o la București. Prin urmare, acela este deja un text compozit, așa că mi s-a părut perfect să preiau de acolo, însă am preluat doar, cum să spun, doar pretextul,
și câteva versuri, pentru că, de fapt, gândindu-mă foarte mult dacă sau nu i-a reușit lui Celan salvarea memoriei sau salvarea culturii unui spațiu ca acela german prin limbaj, în ciuda atrocităților pe care le-a comis, pentru că, de fapt, aceasta era obsesia lui, dacă cultura poate fi salvată prin limbaj atunci când aceeași cultură este capabilă de atrocități incomensurabile. Și spre finalul vieții, înainte de sinucidere, rezultă din câteva scrisori ale sale că și-a dat seama că a eșuat și că limbajul nu poate salva nimic. Ei, și eu pornesc de la acest moment al lamentației sale, al conștientizării faptului că a eșuat și nu fac altceva decât să îi scriu o scrisoare. Așa cum aș scrie o scrisoare unui prieten drag pe care aș citi-o în fața mormântului său. Mulțumesc, Cosmin. Continui tu, Răzvan? Da, sigur că da. Mulțumesc. Eu nu pot să spun când sau că l-aș fi cunoscut pe Celan. Eu prima mea întâlnire cu ceva legat de Celan a fost un serial care era dat, cred, la emisiunea Limba Germană la TVR. Cred că era în sudul, la sudul sufletului nostru sau ceva de genul ăsta se numea, care e despre perioada asta lui Celan în România și mi s-a părut, mie mi-a plăcut secvența asta cu petrecerile la care spunea poezii și în film, cel puțin. Și asta m-a rămas în minte și am încercat de multe ori să găsesc filmul respectiv. Cred că l-am găsit acum vreun an sau doi pe YouTube, probabil. Și de acolo pe mine m-a interesat mai mult faptul că e unul din puținii poeți contemporani despre care au scris tot felul de filozofi celebri și la Derrida, apare la Heidegger pomenit și în toate chestiile astea. Și m-a interesat faptul că dintr-un discurs poetic exista un dialog care se crea în felul ăsta cu alte tipuri de abordare intelectuală, filozofică și așa mai departe. Pentru mine, Celan e legat de un fel de nereușită din asta, pentru că eu la școală am făcut rusă și engleză. Și la un moment dat, când a început să mă intereseze pe mine poezia, am citit o traducere din Mallarmé făcută de Șerban Foarță și era o ediție bilingvă. Și mi-a plăcut așa mult cum se întâmpla chestia asta cu traducerea și diferențele. Avea și niște note de traducere. A fost reeditat acum la Art, mi se pare, acum câțiva ani, album de versuri al lui Mallarmé. Și mi-a plăcut atât de mult cum se legau lucrurile, că mă uitam mereu și la varianta în franceză, ca să înțeleg mai bine varianta în română, practic. Că în halul ăsta eram. Și pornind de la asta, mi-am dat seama că la un moment dat eu înțeleg atunci când oamenii vorbesc în franceză și așa mai departe. Și am zis, o să fac la fel cu limba germană. Doar că am făcut greșeala să fac același lucru cu ediție, sau habar n-am dacă aveam o ediție, sau mi se pare că Max și Memorie sau ceva de genul ăsta a apărut biling, dar nu pot să bag mâna în foc. Doar că de data asta n-am înțeles nimic, dar nimic. Și cumva pe asta există un blocaj al meu pe învățat germană, pentru că încercând să dezlușesc limba germană, pornind de la poemele lui Celan, am blocat mereu și de câte ori am povestit cuiva chestia asta, care vorbea germană sau care era din Germania, am spune că chiar e greșit, cumplit, că și noi care știm germană înțelegem greu poemele alea și sensul cuvintelor. Și mi-am dat seama că, interesant, că e exact direcția opusă cele pe care o am eu în poezie. Pentru că la mine, de foarte multe ori, e vorba despre chestia asta că cuvintele pe care le folosesc nu au chiar atât de multe sensuri și întotdeauna încerc să le blochez direcțiile astea metaforice. Dar problemele pe care le ridică sunt cam aceleași. Că, ok, mi s-a întâmplat de multe ori să mi se spună, am înțeles toate cuvintele, dar n-am înțeles ce zici. Și asta pe mine nu m-a deranjat niciodată, pentru că eu nu încerc să fiu înțeles nici în viață, nici în poezie. Încerc chestia asta cu prezența. Și atunci, la Celan, pentru exercițiul nostru,
am găsit că cel mai interesant lucru pentru mine era să folosesc un poem pe care Celan însuși l-a scris în română. Și pentru că mi s-a părut interesant lucrul ăsta că un poet uriaș scrie niște poeme în română și în română poemele lui n-au nicio importanță pentru poezia în limba română. Și a durat, adică eu citisem poezie pe care l-a scris el în română de multe ori și abia anul trecut, atunci când a apărut al doilea volum din opera poetică a lui Celan tradus de George State, care include poemele astea în română la final, mi s-a părut că încep să mă prind ce este atât de special la poemele lui Celan în română și ce pierdusem până acum, pentru că tot exercițiul lui legat de expresie în română e foarte special, mai ales că unele sunt în proză, poeme în proză, altele sunt versuri și mai ales că mizele pe care le au textele astea ale lui Celan în română sunt complet diferite de mizele pe care le are poezia, aparent, poezia lui în germană. Și cumva e chiar o bucată lipsă din opera lui. Vorbeam cu un scriitor din Noua Zeelandă care e admirator al lui Celan acum anul trecut și spuneam că a scris și în română și el nu credea. Și atunci mi-am dat seama că, wow, stai, că poemele astea lui în română sunt complet diferite de ce făcea el în germană și au așa zonele astea suprarealiste pe care nu le accesa foarte ușor în germană și în română se juca cu ele așa din plin și simți lucrul ăsta și în fluxul textului. Și atunci mie mi s-a părut ok, o să iau un poem scris de el în germană, în română și nu mi-a fost foarte ușor să aleg pentru că încercam să-mi dau seama cum pot să desfac un poem scris de el în română, mai ales că era scris în unele dintre ele sunt în proză. Și atunci am ales pe ăsta cu poem de cântec de dragoste. Și am zis, o să iau și un poem al meu mai vechi, nu o să scriu ceva special pentru asta și o să încerc să văd cum se schimbă sensul poemelor atunci când le pui să se întâlnească. Asta e una dintre obsesiile mele dintotdeauna, felul în care se întâlnesc poemele din diferite perioade ale istoriei. Și mi se părea că, într-un fel, poemele își dau unul altuia materialitate. Și asta mă interesează și când scriu eu și când citesc, pentru că unul dintre lucrurile care mă plictisesc pe mine foarte tare la poezie este tendința asta de a putea să... pretenția care putea să însemne orice. Adică, din momentul în care pentru mine poezia poate să însemne orice, de ce să mai fac eu treabă pentru ea? Și atunci faptul că două poeme puse, versuri puse unele lângă altele încep să se precizeze și să își ofere materialitatea unul altuia m-a făcut să construiesc toată chestia asta cu gândul că la un moment dat o să am și dimensiunea asta vizuală și o să pot să risc în plus materialitatea asta obținută în text. Și atunci mi-a plăcut chestia asta că îmi place riscul de a te face de râs în general și cumva capacitatea de a nu rămâne acolo pe care ți-o oferă o întâlnire de genul ăsta cu poezia altcuiva. Mulțumesc mult! Tu ai vorbit acum despre foarte multe aspecte la care sper, dacă avem timp, să ajungem să le reluăm și receptarea poeziei lui Celan în spațiul românesc și problema asta a traducerii și, într-adevăr, perioada asta pe care am amintit-o și la început despre aderării lui la suprarealism, care, într-adevăr, este și foarte puțin cercetată în exegeza lui Celan. Mulțumesc. O rog pe Anca să continue dacă nu dorește altcineva să intervină. Mulțumesc, Iulia, și bună seara tuturor.
contactul meu cu Celan în mod real a apărut așa într-un moment foarte oarecum ciudat, poate în viața unui, unui poet. Ajunsesem în, în Iowa City la un program de master în care scriam, la descris poezie, în care scriam poezie doar în limba engleză. Eu scriu doar în engleză, nu am scris niciodată în română. Și tot în aceeași perioadă, ca să am oarecum o legătură cu limba română, începusem să traduc și prin teoria de traducerii și citind destul de multă poezie în traducere, am dat peste traducerea poemelor lui Paul Celan de la, din 1960 încolo, făcute de Pierre Joris în engleză. Și m-au acaparat foarte mult prin calitatea lor de a crea cuvinte și prin ceea ce făcea Paul Celan ca oarecum să să preia limba germană și să creeze o germană a lui. Și m-a intrigat foarte mult ideea asta de a, de a crea cuvinte ca locuri sau ca locuri pivot în, în limbaj, sau ideea de cuvânt ca loc de creație pentru a-ți găsi propriul spațiu în limba respectivă. De asemenea, cu cât citeam mai multe despre Paul Celan sau de Paul Celan, am dat și peste ideea asta că, pe care o avea el, că limba maternă este limba în care e cel mai natural să scrii. Și atunci, din chestia asta, mă provoca oarecum să încerc să definez de ce nu pot să scriu în limba maternă și de ce scriu în limba engleză până la urmă și care este legătura mea cu româna și care este legătura mea cu engleza. Care mă face să scriu chestia asta și dacă voi ajunge să scriu în limba română la un moment dat. Și tot așa, de atunci simt că poemele lui oarecum mă ghidează în toate întrebările astea despre limbaj și despre legătura dintre limbaj și identitate culturală sau de identitate sau de cetățenie sau modul în care limbajul poate să redea faptul că cetățenia până la urmă este doar un construct în cele din urmă și atunci ce înseamnă, dacă așa este, atunci cum ne putem defini în funcție de limbaj sau cum ne poate defini limbajul. Și cred că poemul meu oarecum tot așa discută despre aceste lucruri și metoda pe care am folosit-o în a-l crea a fost un soi de traducere experimentală, pornind de la, de la germana lui, de la cuvintele pe care le-a creat el în germană, încercând să dezbat în poezia pe care o scriam ceea ce făcea el și ce însemna pentru limba germană acest lucru și ce înseamnă pentru engleză faptul că atunci când creezi un cuvânt într-o limbă, în momentul în care este tradus, trebuie să creezi un cuvânt la, la rândul tău. Deci, practic, nu există echivalent și astfel o, o dislocare într-o limbă provoacă o altă dislocare în limba care este tradusă. Și da, în continuare simt că am o relație foarte personală cu poezia lui Paul Celan, în care simt că provoacă, mă provoacă în ceea ce scriu și mă provoacă în a gândi, mă gândi foarte mai mult despre traducere și mai adânc despre traducere și ce înseamnă a traduce. Mulțumesc, Anca! Sper într-adevăr să putem relua problematica traducerii, care văd că revine în foarte multe din intervențiile voastre. Aș vrea să rog pe Silvia și apoi pe Artiom să preia ștafeta. Am tot încercat să-mi aduc aminte cum m-am întâlnit cu poezia lui Celan, când vorbeați voi, n-am nicio idee, cred că este prin facultate. Îmi aduc aminte, în schimb, senzația pe care am avut-o, care e exact cum a spus Cătălina, mai mult nu înțeleg decât înțeleg. Mi se părea foarte abstract, foarte ascuns totul și, într-adevăr, cred că e cheia biografică și contextul care te fac să-l înțelegi mai bine și să înțelegi fiecare poem în parte. Ce mi-a plăcut atunci a fost sonoritatea, faptul că suna ca o incantație, faptul că avea ceva care te invita să citești și cu voce tare. Aduc iarăși problema traducerii. Că în germană, în Fuga morții, ai asonanțe și lucruri ca cum sunt câinii și evreii la noi, jidanii, mă rog, în traducere. Așa, acolo sunt rude cu iude, adică sună într-un fel când le pronunți, te lovește, te face, te prinde.
procesul pentru mine a fost exact ăsta al sonorității, îmi plăcea pe bucăți cumva, nu puteam să duc un poem ca coadă, pare rău, decât în cheia asta biografică, altfel mă depășea dimensiunea abstractă. Și atunci am luat volumele de opere și am extras fragmente pe care puteam să le înțeleg și le-am colat între ele. Am extras fragmente, le-am colat, am făcut un mini colaj Celan, după care m-am uitat la notițele mele recente, am extras din ele și le-am amestecat pe toate în așa fel încât să aibă un sens cap-coadă. Cam asta a fost procesul. Bună seara la toată lumea! Mulțumesc organizatorilor pentru posibilitatea de a participa într acest proiect. Mă bucur că am făcut parte dintr-o echipă minunată. Mi-am scris poemul exact așa cum aș lucra la un rol. Voi vorbi din punct de vedere al teatrului și voi folosi în limbajul meu noțiuni din actorie ca să-mi fie mai ușor. Primul lucru pe care l-am observat la Celan este, la ce am atras eu atenția, este muzicalitatea versurilor și un ritm deosebit, aș spune eu, pe care nu l-am întâlnit la ceilalți poeți. Și iată, de la această muzicalitate, de la acest ritm, mi-am început poemul. Deci, în actorie poți să mergi de la interior spre exterior și invers. În cazul lui Paul Celan, eu la început mi-am scris poemul, după care am început să studiez, să mă aprofundez în această lume, în acest univers care se cheamă Paul Celan. Și ca să nu inventez bicicleta, m-am gândit că ar fi bine, sunt niște interacțiuni, aș spune eu. De exemplu, tatăl meu este din Cernăuți. Primul moment. Al doilea moment este faptul că eu am crescut fără tată și toți cunoaștem moartea părinților lui Celan și am pornit de la momentul ăsta și în felul ăsta mi-am construit poemul, adică de la nașterea lui Paul Celan, respectiv cum am descris nașterea mea și cea lui Paul Celan. Știm cu toții ce s-a întâmplat în 1986, eu m-am născut în 1986, deci catastrofa de la Cernobâl. Cerul ars de gaze și toate chestiile astea. Și în felul ăsta mi-am început poemul și am pornit iată de la lucrurile astea. Ca apoi să... Și încă un lucru pe care l-am înțeles este că trebuie să mă așez și pur și simplu să scriu, iar inserțiile, poezia lui Celan va fi un fel de pârghii care mă va ajuta să-mi finisez textul, să duc lucrurile până la capăt. Într-a doua parte am inserat niște lucruri celebre și importante care sunt legate de tatăl meu, propriile mele, întrebări, probleme, faptul că nu mi-am văzut tatăl niciodată, și toate chestiile astea, deci niște chestii autobiografice, așa cum spunea un critic, că poezia este o biografie. Deci eu în poemul meu mi-am scris biografia pe care cu inserțiile și necazurile lui Celan, ca să zic așa. Și într-a treia parte deja am descris într-un fel lumea noastră cu telefoanele mobile, rețelele de socializare, sensorul și toate chestiile astea. Sunt câteva detalii care cred eu că trebuie să le știe fiecare și ceea ce la ce am atras eu atenție este deci suferința. Pentru că nu știu dacă un alt poet a suferit atât de mult așa cum a suferit Celan.
faptul că el nu împărtășea ideile cu tatăl său, ceea ce ține de sionism. Pe urmă, începutul al doilea război mondial, moartea părinților, mediul ăla la București, favorabil, pe care l-a avut el, și după plecarea la Viena, apoi la Paris, el a regretat și mereu își aducea aminte de prietenii ăia pe care i-a avut la București. Nina Casian, Petre Solomon, seriile cu prietenii lui, faptul că lui Celan i-au plăcut, l-a inspirat suprarealismul, jocurile de cuvinte, calambururile, jocul ăsta întrebări și răspunsuri. Eu am ținut de toate chestiile astea și am încercat câte un pic să spun momentele astea și în poezie. Pe urmă, acuzarea asta nenorocită de plagiat, care practic i-a pus capacul și știm cu toții cum lucrurile s-au terminat. Genocidul care l-a, mereu i-a stat în cap, Holocaustul și așa mai departe. Deci, ca să cumva să fac un rezumat, ceea ce m-a impresionat pe mine, la acela este muzicalitatea versurilor, ritmul și enorma suferință pe care n-am mai întâlnit-o la alți poeți. Mersi! Mulțumesc! Timpul trece foarte repede, mult mai repede decât mi-aș fi așteptat. Așa că am să trec eu acum la a doua și, după cum se pare, ultima întrebare. Poezia suferință, poezia mărturie, confesiune, poezia ca pivot existențial, pe care le-ați amintit voi referitor la Celan. Așa că aș vrea să vă întreb, pornind de aici, cum se realizează astăzi priza la reală a poeziei contemporane? Cum se raportează poezia voastră la realitatea contemporană? Mi-am dat seama, gândindu-mă la acest proiect, că însuși cadrul temporal al lui este, iată, marcat de această criză pe care o știm cu toții a COVID-ului, o criză care, în definitiv, pune sub semnul întrebării lumea normală, normalitatea în care am trăit până acum. Și atunci, dacă poezia singură nu poate salva lumea, cum ne ajută ea să supraviețuim? Ați amintit și voi că pe Celan, de fapt, nu l-a ajutat decât până la un anumit punct, momentul până la care și-a pus capăt vieții aruncându-se în Sena, se pare chiar de pe podul Mirabeau, ca trimitere la poezia lui Apollinaire, din care tradusese el însuși. Eu mă opresc aici și vă invit pe voi să continuați. Încep tu, Anca? Da, păi, așa cum au menționat și alții, cred că partea poeziei lui Celan, care este foarte relevantă, printre altele, în poezia contemporană, este faptul că un poem poate fi un loc de prezență, un loc în care atât poetul este prezent, cât și cititorul este prezent într-un fel. Este, cred că mai ales în această perioadă în care practic trăim și suntem prezenți într-o lume la care nu ne-am așteptat, este cu atât mai important să existe locuri asemenea cum ar fi poemele, de exemplu, în care cititorul poate să fie prezent într-un mod mult mai visceral decât poate putem fi în ziua de azi. Cel puțin eu în această perioadă simt că am multe momente în timpul zilei în care realitatea este mult prea ciudată și trebuie oarecum să mă distanțez de realitate. Și atunci un poem poate fi un moment în care să ne regăsim o nouă realitate sau în care să ne simțim prezenți într-un fel în care poate nu ne simțim atunci când privim știrile sau un film care, nu știu, poate prezenta ceva ce e un construct al realității. Însă un poem este o ocazie de a trăi, după părerea mea, ceva ce nu poți trăi într-un produs cultural gata adus ție sau gata preparat pentru tine. Chit că este o imagine. Uneori sunt poeme în Paul Celan, după părerea mea, și în mulți alți poeți, sunt poeme în care rămân cu o imagine. Fie
fie vizuală, fie auditorie și în care, nu știu, găsesc un mod de a trăi, chiar dacă momentar, dar ceva care totuși rămâne cu mine. Și cred că acest lucru este foarte important în ziua de azi și în realitatea pe care o trăim. Mulțumesc, Anca. Cătălina? Da. O să fiu scurtă și concisă. Cred că poezia este reacția mea la realitate și atunci când se cască un gol, asta era și în poezia lui Celan, era pe cât de multă prezență, pe atât de multă absență și acel gol, poezia este apropierea de marginea golului, dar nu cât să te arunce în el sau să te sperie, ci ca să vezi că acel gol e plin cu altceva. Mulțumesc! Cosmin? Da, ok. Priza la real. Priza la real se poate face în foarte multe feluri. Însă modul în care o fac eu este acela că eu pornesc întotdeauna din biografie. Pornesc din propria existență și mă duc în orice context, dar ideea este că pornind de la mine mă raportez mereu la ceva foarte actual, fie că e context intim, fie că e context social, fie că e context cultural și asta până la urmă dă priza la realitate. Poezia, dacă ne ajută să supraviețuim, nu știu dacă rolul poeziei este să ne ajute să supraviețuim. Cred că mai degrabă ne ajută să ne exprimăm. Să dea într-un fel sens și adâncime unor acte cotidiene care altfel probabil nu are foarte mare relevanță și care cumva se leagă într-un imaginar colectiv. Cred că ăsta ar trebui să fie rolul poeziei mai degrabă decât de a ne ajuta să supraviețuim. Mulțumesc! Silvia? Sigur! Pentru mine e foarte ciudat să răspund la priza la real. Întotdeauna când aud asta cu realitatea, mă gândesc că realitatea e alta pentru fiecare dintre noi. Ok, există niște lucruri care se întâmplă, dar percepția noastră a fiecăruia e diferită. Ceea ce mă bucură pe mine nu o să bucure pe altcineva. Ceea ce bucură pe altcineva s-ar putea să nu mă bucure pe mine. Totul e, adică e vorba, și cred că asta e rolul poeziei cumva, să-ți ofere accesul la diferite percepții ale realității mai degrabă decât la realitate cu R mare și cuvântul suprem. Ce aș propune ca termen ar fi un fel de raportare la actual sau la prezent, s-a mai spus, cred că a mai spus cineva asta, dar prezentul textului. E un concept al unei agenții din publicitate, eu lucrez în publicitate, și una dintre agențiile care îmi plac mie foarte mult au acest motto de intimitate în masă. Ceva ce e scris și ajunge la multă lume, dar pare scris doar pentru tine. Și referitor la poemul pe care l-am scris, una dintre misiuni a fost aia de a face textul să pară că a fost scris acum, inclusiv pasajele de dinainte. Mi-au plăcut multe pasaje, nimeni mărturie nu dă pentru martur, de exemplu, dar topica e complet, e veche, sună a ceva vechi, oricât mi-ar plăcea mie. Și atunci am extras pasaje care fac o topică mai din zilele noastre. Și atunci, cred că e și la nivelul ăsta de limbaj o problemă, de cum spunem, cum arătăm, încât să poți să rezonezi. Pentru că degeaba e un text cu un sens bun, dacă e foarte greu de accesat. Și mi se pare că ar trebui să ajungă poezia la mai multă lume, mai ales acum, apropo de contextul menționat mai devreme, să ne apropie, să rezonăm. Mulțumesc, Silvia! Cine ar dori să continue? Văd că înaintăm mult mai repede cu această a doua întrebare. A Nicoleta? Da, o să răspund pe scurt. Că fără a bagateliza stările interioare care ne trimit spre scris pe noi toți, cum ar fi anxietatea, tristețea, neajunsurile, revolta, totuși cred că pierderile pe care le suferim au grade de intensitate.
Iar Paul Celan a trăit acel punct maxim, acea cumplită întâlnire cu realitatea, de unde nu a mai fost cale de întoarcere, nici prin limbaj, nici prin poezie. Nici nu cred că asta era miza, de fapt. Mulțumesc. Artiom, ca să nu... nu vreau să răspunzi ultimul și de data asta. Păi, eu nu știu ce să zic, adică pentru mine Celan în continuare rămâne un autor de studiat și cred că datorită acestui proiect voi continua acest lucru. Eu nu știu ce înseamnă poezie contemporană, poezie raportată la real. Eu încerc, probabil ca majoritatea, probabil să nu știu, nici nu știu dacă pot să mă explic așa, să ridic anumite întrebări, cel puțin. Deci să nu caut răspunsuri, dar măcar să ridic anumite întrebări prin textele mele și deja că și cel care citește poezia, în cazul în care găsește, se întreabă împreună cu mine, păi eu cred că deja este o mică reușită. Și eu cel puțin la etapa care sunt, nu împart poezia în genuri sau în, nu știu, în alte chestii. Faptul, dar iarăși repet, Celan este un autor de studiat, pentru că în orice caz aici la Chișinău, din păcate, a trebuit să depun efort și pentru mine a fost așa ca un fel de tur de forță să găsesc versurile lui, pentru că bune, nu sunt, Paul Celan nu este de găsit aici la Chișinău. Poate n-am căutat eu chiar așa de bine, dar în orice caz am fost la o bibliotecă și am întrebat Paul Celan și acolo nu, deci nu s-au găsit cartea, nu s-au găsit versurile. Și eu sper că datorită acestui proiect și, nu știu, lucrul pe care eu le voi face, poate voi mai face un videopoem, poate voi face un mic spectacol, de ce nu, în care voi încerca să mă aprofundez în această lume, în acest univers. Paul Celan, mersi. Mulțumesc. Înainte să rog pe Răzvan și pe Cristina să preia ștafeta, m-ar fi interesat, doar scurt, dacă poți să răspunzi, ai cumva vreo explicație pentru această situație, că nu se găsește Paul Celan și nu e evident că nu are cum să fie receptat în condițiile astea la Chișinău? Nu știu. Așa s-a întâmplat, ca să zic lucrurile, istoria sau nu știu, habar n-am. Eu cred că sunt destui poeți care nu sunt descoperiți, aici mă refer la cei consacrați, care trebuiesc studiați. De ce nu se găsește atât de ușor Celan la Chișinău, eu nu știu. Poate Paul Celan este la Chișinău, dar lumea, nu știu, îl ascunde sau nu prea vorbește despre el. Sau este un autor posibil pentru unii destul de complicat. Poezia lui se dă greu la lectură. Ar fi o sumedenie de răspunsuri. Habar n-am. Mulțumesc. Răzvan? Pentru mine asta e o problemă pusă în continuu, felul în care se raportează poezia la realitate. Motivul fiind că eu nu cred în poezia în sine. Eu cred că poezia în sine nu are niciun sens fără un context, oricare ar fi el. Și în cazul lui Celan o să mă leg iarăși de Mallarmé. Dacă Silvia a spus că ea lucrează în publicitate, eu am lucrat mereu în presă și am ajuns să lucrez în presă tocmai pornind de la poezie.
la un cenaclu la care cineva a venit și a spus dacă vrea să lucreze cineva în presă și după un an și ceva am dus eu. Și zic de mai rămâne pentru că avem perspectiva asta legată de jurnalism, de reportaj și de obiectivitatea discursului și de poezie și subiectivitate. Și Mararme e singurul care pune lucrurile invers. Spune că, de fapt, reportajul, jurnalismul este subiectiv și poezia este mereu obiectivă. Și așa mi se pare o glumă, că ok, cum să, doar sunt întoarse lucrurile. Dar dacă stăm să ne gândim, de fapt, tot ce jurnalistic și ce ne invadează este subiectiv, e doar legat de ceva ce o persoană știe, într-un fel sau altul. Și poezia e legată și de ce nu știm, prin asta devenind obiectivă. Un lucru pe care jurnalismul nu poate să-l facă vreodată, să scrie despre ceea ce nu știe sau nu își lămurește. Și cumva, nu, și în contextul ăsta în care există izolarea și mutarea asta spre virtual foarte mult, ceea ce ne sufocă este faptul că peste tot sunt oameni care știu. Oameni care pot să-ți dea oricând o opinie pentru care sunt gata să jure că este etern valabilă, spre deosebire de poezie care spune că s-ar putea să nu fie relevant chiar pentru toată lumea ce scriu eu. Dar ăsta e adevărul și realitatea funcționează în același mod pentru mine. Mulțumesc, Cristina. Da, eu aș vrea să vorbesc un pic despre ideea de realitate. Și mai ales că mi-am amintit zilele astea că am auzit într-un documentar văzut acum ceva vreme despre Celan, ideea acum că doar cei răniți aud realul și mi s-a făcut foarte frumos. Eu colecționez citate despre realitate pentru că mereu am avut senzația asta de personalizare și nu pot crede până la capăt realul cu tot ce implică el. Cred că poezia ar trebui să fie și un fel de mărturie cât mai exact a unei existențe. Mereu m-am întrebat dacă nu cumva poezia e un fel de parazit care se hrănește din viață și îi obligă pe poet să trăiască, ajutându-i de fapt să reziste în acest mod. Și deci astfel ar fi un fel de mod de supraviețuire. Pentru, desigur, nu pentru toată lumea, pentru cei cu anumite date mentale specifice, cei care au nevoie de așa ceva, poate pentru cei cu ceea ce se numește în psihologie personalitate accentuată, situați la zona dintre normalitate și un fel de patologie psihică. Asta am vrut să zic atât. Mulțumesc mult, Cristina! Mai avem foarte puține minute și în o parte din aceste minute aș vrea să o rog pe Andra să ne spună și ea câteva cuvinte, pentru că totuși ai fost motorul și inițiatoarea acestui proiect, chiar dacă nu ai scris un poem în acest context, dar ca să revin la întrebarea mea, dacă poate poezia să salveze lumea și dacă nu, ce poate ea pentru tine? Cum ai spus, am fost coordonatorul acestui proiect, dar cumva așa de frumoasă a fost colaborarea dintre noi toți. Am uitat să-i mulțumesc lui Paul Burcea când am luat cuvântul la început. El a editat mare parte din videopoemele din acest proiect. La fel, Silvia Grădinaru a editat și ea și, wow, e mare lucru să poți să faci mai multe lucruri în paralel. Cumva, Iulia Dondorici. Eu mi-aduc aminte foarte bine momentul în care am auzit pentru prima dată de Celan. Eram destul de mare. Știu că citisem la un moment dat, dar la fel nu mă prinsese foarte mult. Iar în Mexic am fost întrebată dacă Paul Celan îi influențează pe scriitorii din România. Și atunci știu că am avut un moment destul de neplăcut. Memoria mea era complet blurată, nu mai mi-aduceam aminte mai nimic din
poezia lui Celan, am băiguit câte ceva, dar apoi mi-am dat seama că mă pot apropia de poezia lui Celan și de realitățile lui Celan sau de... Am putut să înțeleg foarte bine, sau, mă rog, cât pot eu de bine, în momentul în care am descoperit un Celan îndrăgostit de Ingeborg Bachmann, în momentul în care am citit Timp al inimii, corespondența dintre cei doi, și în momentul acela s-a umanizat Celan pentru mine. Cartea aceasta mi l-a plasat foarte bine în alte contexte și chiar mi se părea luminos, o poezie luminoasă, foarte luminoasă din când în când. Da, oricum, e foarte important pentru mine să-mi apropii scritorii și în felul ăsta, să cunosc câte ceva din perioadele istorice în care au trăit, din biografia lor, din mai multe lucruri. Cam asta e realitatea pe care o pot înțelege eu sau extrage eu din textele altora. În propriile texte sunt paralele cu realitatea, deci, nu știu, nu am o apetență foarte redusă pentru realitate care este în momentul ăsta sau în perioada actuală. Aș prefera să mă întorc în secolele din urmă. Și mulțumesc, da, mulțumesc tuturor. A fost super, super mișto această călătorie. Apropo de uitări, și eu am uitat în emoția de la început să-i mulțumesc Andrei ca și Institutului Cultural Român din Bruxelles pentru că a găzduit și a sprijinit această manifestație. Andrei pentru invitație, care a amintit acum mai mult și mai mult sau mai puțin și motivul pentru care sunt eu aici. Această traducere a corespondenței dintre Bachmann și Celan, sau Celan, pe care am făcut-o și care probabil că e cartea lui Celan, singura carte din, dacă se poate spune așa, care a fost imediat, cred că la un an sau doi, tradusă în română după apariție, în timp ce, apropo de receptare, un subiect pe care l-ați abordat în seara asta, celelalte traduceri din volumele lui au apărut foarte târziu sau nu au apărut deloc. Pe o secundă, dacă tot te-am prins. Cum se zice corect? Celan sau Celan? Asta e o întrebare pe care o aud foarte, foarte des și dacă mi-amintesc bine, răspunsul pe care l-am auzit, nu mai țin minte exact în ce conferință, era că există trei pronunții. Celan fiind pronunția românească, Celan fiind pronunția franceză și Celan fiind pronunția în germană. Și cred chiar că am auzit opinia că Celan, ca să zic așa, a ales acest pseudonim, care e de fapt o anagramă a numelui lui adevărat, Paul Ancel, inclusiv pentru faptul că poate fi integrat și pronunțat în toate aceste trei limbi și probabil și în altele. Un răspuns mai concis sau mai exact nu am. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc Andrei. Am depășit deja timpul nostru, dar a fost o discuție foarte interesantă și sper să avem ocazia să ne mai revedem